Deci ziceai că colegul ăsta al nostru, al meu de fapt, este ciudat? Zi. Da, asta vreau să zic. Ok, dar... Ok, las-o baltă. Hai că eu am plecat puțin. Dacă e mai vorbim, bă, de ce e școala goală? De ce? Alo? E cine? E școala goală, dude. Hai că eu ies afară să văd ce se întâmplă. Bro, dar ce Dumnezeule mare se... E foc pe școală, nu vezi? Oh, no. Fugi! Era să mă... Ok, trebuie să fug acasă. Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu școala? Arde din temelii. Dați-vă, Gheorghilor. Oh, nu. Ia uite cât sunt aici. Bun. Hai că am închis ușa și mă duc în curte să mă joc. Dar chiar, mă, eu trebuie să sting focul ăla, că... Oh, nu. Trebuie să sting focul ăla mai repede, pentru că s-ar putea să dea foc la casa mea. Oh, Doamne. Doamne. Bună, tată, eu trebuie să plec în cameră. A luat foc școala! Uite, aici stau. Uite, în dulap stau. Aoleu, mor de cald, e a doua zi după ce a luat foc școala și eu mor de cald. Arătarea știri că și că a luat școala, că a ars școala și că lucrurile din ele sunt complet arse. Doar că se începe reconstruirea. S-ar putea să se termine într-o lună și că... Mamă, păi am scăpat practic o lună de școală, dar de ce? Ok, asta nu înțeleg. Bun. Orașul ăsta mai trebuie ceva construit, pentru că e super mic, dar nu știu, stai așa că mă sună cineva la telefon. Alo? Salut! Cine ești? Darius. De unde e numărul meu? Păi mi l-a dat colegul ăla al tău ciudat. Păi de unde știe el numărul meu? Ci că ți l-a văzut în ghiozdan. Doamne, copilul ăsta chiar că e ciudat. Da. Ok, păi... ce fa... Au, leu, am sărit și peste gar, frate. Bun. Ce faci? Păi bine, ce Dumnezeu să fac? Mă stau acasă și mă joc. Ce te joci? Fortnite. Ah, ok. Ai văzut că a luat foc școala, gen, și urmează să fie reconstruită într-o lună? Adică durează construcția să fie reconstruită într-o lună? Păi da, știu. Dar ce să ne distrăm noi un pic? Că ziua asta mă decad, efectiv. Știu! Așa. Ce să mergem la parcul de distracții? Frate, e septembrie și sunt 30 de grade. Cât? 30 de grade, ai auzit bine. Mă, dar n-ar fi atât de multe. Mă rog, 30 sigur? Păi am zis aproximativ 30, pentru că sunt de fapt 34. Cât? Mamă, dar a fost încălzire globală aici, ce Dumnezeu! Da, mă, hai să mergem și noi la parcul ăla de distracții cu apă. Ok, știu unde e, că am mai fost, dar de ce să mergem acolo? Și că a fost ceva construit. Nu știu dacă ai văzut, dar acolo era un deal unde au construit mai multe chestii legate de parc de distracție. Nu, n-am văzut. Păi vin o să vezi. Păi ai zis că ai văzut că te-ai dus. Păi, mă rog. Hai că merg. Unde ne întâlnim? Stai așa puțin că trebuie să sun și pe mama că e plecată și că trebuie să o,
trebuie să o anunț. Așa. Alo? Mama, vezi că eu o să plec pe undeva, pe la parcul ăla de distracții cu apă. Ok, dar să ai grijă. Fii atent, să iei cheia. Păi da, o am. Ok, ai grijă să nu o pierzi. Ia un prosop și toate alea. Dar să știi că vin și eu în două ore. Păi de ce vin? Du-te la muncă. Păi n-am încredere în tine, că tu nu ești responsabil. Mă rog, las-o baltă. Lasă că o să fiu. Ok, bine. Dar dacă e ceva, mă suni. Bine, hai, pa. Bun, trebuie să-mi iau și prosopul din casă. Hai că da, sunt responsabil. Nici măcar nu m-am uitat pe stradă. Ok, trebuie să mă uit pe stradă data viitoare. Ok, hai să mergem să luăm lucrurile de care am nevoie. Bun, acum că le-am luat, este momentul să mă duc la parcul de distracții. Bun. Nu e nicio mașină, frate, nu circulă nicio mașină. A, da, pentru că ăsta e oraș nou și... Da. Bine, hai să merg pe... A, da, l-am văzut de... What? Se... What? Ok. N-am să întreb, n-am să întreb. Dacă nu merg eu acolo, să nu-mi spui mie tu, Alice. Stai ce? Ok, am zis și ceva ce n-a avut logică. Dar dacă nu merg acolo, ziua asta e nașpa. Pentru că... Prog, de fai acolo! Bă, dar unde e Darius ăsta, frate? Ok. Să iei așa să-l sun. Gata, mă, ce mă suni? Păi am ajuns și eu, cât costă, ca să știu și eu dacă mi-am luat bani cât trebuie. Păi, 100 de lei. Eu credeam că o să coste mai mult, având în vedere chestia, dar e bine, că am 200 și o să-mi iau și o limonadă sau ceva de aici. Ok, bună ziua, hai, ok, mulțumesc. What? De ce e parcul ăsta gol? Dar eu să mă auzi? Ah, da, e parcul gol pentru că este prânz și e foarte, 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 foarte cald și lumea oricum s-a dus să mănânce și nu prea nimeni pe aici. Păi eu văd un tip. Da, faza e că noi suntem... au venit restul deja pentru că acum de curând s-a deschis... Și s-au făcut și modificările și acum s-au dus toți la masă, deci suntem singuri. Ok. Bun. Dar unde ești așezat tu, frate? Păi eu sunt așezat... Uite, te văd. Unde mă vezi tu că eu nu te văd? Închide telefonul, mă, că te văd. A, gata, te văd și eu. Ok, ce faci, domnule Darius? Ești... Ești bine, cum s-ar spune. Da, sunt foarte bine. Și acum când mă gândesc că noi suntem prieteni de o zi și deja plecăm pe undeva împreună. Păi da, frate, suntem clasa a 5-a. Normal că plecăm și noi. Că nu ar trebui... Nu putem sta la nesfârșit în casă. Păi nu asta e ideea, dar plecăm undeva care e mai departe. Eu plec până la mall, singur. Bine, nici nu e departe, dar mă rog. Bun, și ce vrei să facem? Fii atent. Eu m-am dat până acum în astea de m-am plic... Pardon. M-am dat în astea de m-am plictisit și... cred că am nevoie de o pauză, așa că o să stau la șezlong. Tu du-te și joacă-te, fă ce vrei. Că eu am nevoie de o pauză. Păi de asta e, de ce m-ai chemat acum, când tu ai venit deja de mult timp? Simplu. Că, na, așa aveam chef. Ok, n-am să întreb. Bun. Ce-mi recomanzi? Așa, ca să mă dau și eu. Mă, uite, chestiile astea din spatele tău sunt super șmecre. Bă, la asta în care m-am dat eu acum pe muntele ăsta,
băie șmecher și că e o legendă care spune că există o comoară ascunsă. Du-te mă, că n-are mă. Dacă zic, dacă îmi zici tu, oricum nu te cred. Hai mă, crede-mă, vreau să o căutăm după. Sigur e. Treaba ta, frate, eu o caut. Bine, caut-o dacă vrei, dar eu până una ta mă dau în toate chestiile astea. Apropo, dacă o găsești, să mă anunci pe mine, că să vin și eu. Apropo, poți să împarți cu mine ce e acolo? Na, păi de-aia m-ai chemat tu, mă, că nu știai unde să găsești comoara și te-ai gândit să vin eu ca să... Nu, măi, frate, în primul rând doar așa am zis. Bă, da, ce s-a întâmplat? Au venit puțin norii. Ok. Bun. Deci, eu am plecat puțin să mă dau niște chestii, după care vin aici. Și dacă zici tu, o să caut comoara. Bun, hai, du-te. Cu ce să încep? Cu topoganele? Cu... Cred că întâi aș începe o plimbare. Cu... Părcile astea ar fi ceva. Dacă m-aș plimba cu aceste bărci. Adică nu m-am dat niciodată în... Asta, dar de ce sunt bărci? Aolo, dar sunt fraier, mai eu le zic bărci la colaci. Ce Dumnezeu! Oricum, hai că e momentul să mă dau. Ce plouă de... Deja... Ok, ciudat. Cât mai am să te odihnești? Nu mult. Ok, hai ca eu am plecat. Wow, ce-i asta? Wow.
ce, ia să le văd. Cascadă! Ce tare e! Mă rog. Wow, hai să-l încerc pe ăsta. Sau peste, poți să mergi la topoganul ăsta. Ok, dude. Păi chiar am, deci. Haide. E momentul să ne distrăm. Mai degrabă să mă distrez. Da, mă rog. Hai. Ah! Da, aveți și voi niște de-astea de siguranță. Bine că m-am agățat și eu de... Ce tare a fost. Acum trebuie să mă duc la Darius să văd dacă și el mai vrea. Mi-am rupt și piciorul între timp că doar trebuia eu să mă uim peste balustradă. Au. Bine că m-am agățat de... Aoleu, era să mor. Și doamne, iar... Ok, trebuie să fiu mai responsabil. Bun, ce faci, Darius? Bine, mă, ce să fac, Aris? Stau și eu și mă uit. Cred că mi-a venit energia. Ce zici să căutăm comoara aia? Bro, tu chiar vorbești serios? Da, bro, e o legendă. Zice că e o comoară aici ascunsă. Pentru că cine a... acum mii de ani, cineva a îngropat o comoară aici și cine o găsește o să aibă parte de foarte multe chestii. Păi... Serios? A, da, și comoara mea, legenda zicea că cine o să găsească, să o ia de tot. Adică să nu o pedrea la poliție sau ceva, să o pună într-un, ca un exemplar. Pentru că așa s-a zis. Adică așa știe și poliția. Deci, practic, poți să o iei. Ok. Bun. O întrebare scurtă, Barbasane. Mhm. Ai vreun loc unde știi tu că este comoara? Adică e vreun loc unde s-a dat indiciu că va fi comoara asta? Bă, nu știu, dar hai să așteptăm până se face noapte și când se face noapte o să o căutăm. Ok, stai să-mi iau și eu niște torțe. Nu de alta, dar cred că o să am nevoie. Unde pot să găsesc o torță? Păi poți să o găsești înăuntru. Aici. De ce găsesc aici? Nu e. Ok, înseamnă că și eu, fraier. Uite, am eu o torță. Pun Barbasane, s-a făcut noapte. Fii atent, eu caut în partea asta, tu du-te în partea aia la munte. Păi dar n-ai zis că aici ar trebui să fie? Păi nu, a zis oriunde, dar că prin terenul ăsta. Ok, tu te duci acolo sus și cauți și dacă găsești, mă chin și pe mine. Bun. Ca să știi cât trebuie să dau 1% din ce primesc, că nu sunt sigur.
Păi, dacă o găsim, 50-50. Bine, dar nu vrei puțin să-mi dai mai mult celui care o găsește? Păi de ce? Că e... Mă rog, las o baltă. Bine, tu cauți pe aici. Bine. Aoleu, frate, dar chiar și că-s comor pe aici? Eu nu cred. Unde ar putea să fie o comoară ascuns? Poate chiar aici. Bine. Wow. Caracatițele astea uneori mă surprind. Bun, tot asta nu prea mă ajută cu mare lucru, dar hai că vreau să văd. A trebuit... Mă, frate, dar eu nu știu, dar trebuie să urc cu grijă, că era să mor când era să mor. Bine că m-am agățat de aia. Dar stai puțin, ce? Ce? Wait! Aaaa, mi s-a agățat ața asta de picior și de-aia n-am căzut de tot. Mamă, cât de norocos am fost! Bun. De-aia simțeam eu ceva la picior. Bun. Ce fac aici? Aș putea să fac parcuri pe copaci. Care e o idee foarte... Prost! Bine, Anise, doar că nu te aude nimeni. Ok, gata, e mai bine. Bun. Doamne, dar cascada asta e... destul de faină pentru ceva. Cred că e în pădure pe aici. Mamă, dar să am grijă să nu cad ca data trecută, cum am căzut eu, ca prostul. Poate sunt pe... Așa din depărtare e la aia cu... Dar chiar nu e, are o idee bună. Cred că o să găsească el, pentru că practic e o idee bună. L-a pus la stadion, probabil. Dar nu cred că știa acel om de acum ideea despre faptul că o să se facă vreun de-asta parc cu o scenă. Și în plus niciun om n-a găsit-o. Oricum, cred că ar trebui să mă oprez. Nu sunt eu omul ăla norocos care s-o găsească. De fapt, noi, pentru că și Darius. Da, e de treabă, Darius. Că de cât e de treabă. A început și ploaia din nou. Sper că de data asta să țină mai mult. Pentru că dacă iar se face... Dacă ea se opre. Ok, deci picură puțin și după aia se oprește. Interesant. Bă, ce? Am văzut cumva vreo lumină? Nu e imposibil. Nu sunt eu primul care a găsit. Mamă, m-a găsit. Ok, deci las ce n-am eu nevoie pe aici. Și jur, da, las tot ce n-am nevoie. Las totul aici. Carte nu mai contează, dă ăsta, că-mi cumpăr un miliard de cărți din audio ăsta, frate, what? Nu cred că am găsit eu, deci nu cred că am găsit comoara. Ce mișto, frate, hai că trebuie să-l găsesc pe Darius să-i spun.
Au. Ok. Bun. Dar înainte de asta, sigur este o comoră ascunsă? Pentru că au ăsta. Da, mă! Fă, da, că gen, oamenii n-aveau, cred că, diamante atunci. Nu cred că găsiseră chiar atât de multe diamante și probabil le-au pus aur. Mamă, ce mișto! Ce fain! Mă duc să-l caut, să-l găsesc și să-i arăt. Eu uite, mă, că deja s-a întors, Darius. Interesant. Înseamnă că nu a găsit acolo. Darius! Darius, ce... Nu spune că ai găsit comoara! După cum vezi... Mama, Arise, dă și mie, te rog, că eu am venit cu ideea să căutăm. Bine, mă, uite că îți dau. N-a de aici 4 stepuri. Mamă, ce mișto sunt, mamă. Dar tu ai 5? Păi, da, am 5, pentru că restul vreau să le... Adică un stack vreau să le dau la copiii săraci, iar 4 să le avem noi. Bă, la idee bună. Bun, mersi, Arsia. Acum, o să ne distrăm pe aici noaptea asta. Apropo, mai e puțin. E 7, auzi. E 4 dimineața. Și cred că o să se facă în curând zi. Probabil. Dar e septembrie, bro. Adică, mă rog. Ești tu alea sau nu? Păi da, ne-am luat, gata. Ok. Bun. Hai că... Uite, a mai venit unul. Porumb fier! Porumberul cu sărică face bine la burtică! Porumberul cu sărică face bine la burtică! Cine vrea porumb? Ăștia nu trebuie să fie la mare? Ba da, dar vin și aici. Ok. Porumb, mă vezi, coprigi! 10 lei 1! Cât? Glumesc, un lei 1! Ok. Bă, uite mă, că se face zi. Da, hai să plecăm până nu se facă aglomerație. Pentru că, crede-mă, cum dă de zi o să vină o să vină o grămadă de oameni. Ok, hai să mergem. Bun. Mamă, ce tare, ne-am îmbogățit. Bun, oameni buni, și ăsta a fost roleplay-ul din episodul 2. Ok, n-o să mai am finaluri de-astea și cred că am zis și în primul episod că n-o să mai am gen finaluri în care zic eu, ok, ăsta a fost video-ul outro-ul mai pe scurt. Sau cred că așa, ok, nu, las-o baldă. Bun. Ideea e că ăsta a fost videoclipul de astăzi, nu o să mai fac genul ăsta de gen, nu o să mai astea, nu o să mai termin videoclipurile, adică videoclipurile se vor termina cu roleplay-uri, adică nu voi zice eu asta a fost episodul, gata, papa, nu, se va încheia dintr-o dată roleplay-ul gen. Doar că primele două episoade, astea sunt singurele care vor avea finaluri, gen ca asta. Bun. Ideea este că nu pot să mai fac faptul că mergem la școală și de aia m-am gândit eu să dau foc, practic. Pentru că a venit vara, nu aveam cum să zic că e școală, având în vedere că a început vara, adică pe bune acum, să fim serioși. Eu făceam școală pe timp de vară. Mai bine zic că, practic, a luat foc, Doamne ferește să nu se întâmple. Să meargă așa, practic, serialul. O să fie, adică, episoadele astea vor fi ca într-o vară, să spunem așa, doar că va fi septembrie, în realitate. Bun, a durat ceva să fac chestia asta. Relativ de comoară, m-am gândit eu acum câteva ore să pun și o comoară, că nu știam, mă gândeam să fac un video legat de chestia asta, să găsesc o comoară sau ceva. Și așa am făcut. A durat ceva, cred, 4 ore să construiesc toată chestia asta. Și chiar s-a meritat, sincer, arată fain. Dar, ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați button de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!